vârsta 91 de ani, ea n-a păstrat durere. Ea a păstrat durere. N-am avut pe unde să trec pe drum așa mulți morți, că înaintea noastră tot erau coloane. Ei deschideau gura la oameni și trăgeau dinți de aur. Un om tânăr, 24-25 de ani, dar nu pot să spun exact cât, el nu a putut mai departe să merge și a căzut în picioare și un soldat român a luat benzină și a dat pe el și a ars. Vă pot spune că am băut urină și vă dau încă... Ai sărbit pe nimeni să nu mai bea urină, nu știu ce produs chimic produce corpul ăsta omenesc, urina nu este băubilă. Îi zic, dumneata ai fost șeful poliției în Giurin. Zice, da. Și m-am dus și l-am... Și ne-am strâns unul cu celălalt. De ce? Că am știut că omul ăsta n-a făcut nimic rău nimănui. N-am culpabilizat vreodată poporul român. Așa ceva nici n-am auzit și nici nu poate fi vorba. Au fost cazurile acestea care s-au întâmplat, au fost vinovate și sunt și le consider vinovate conducerile țării sau conducerea țării respective din perioada respectivă, dar niciodată n-am avut un sentiment de ură. În ce și vezi holocaustul român are aspecte tenebroase care sunt excepționale din punctul de vedere al tenebrele, al cruzimei, al ferocității, chiar în comparație cu alte țări. Și totuși, aici e paradoxul care intervine. Anul 1914. Primul război mondial a început într-o Europa a imperiilor. Sfârșitul războiului a văzut dispariția Austro-Ungariei, a Rusiei țariste, a Imperiului German. Pacea care i-a urmat a însemnat state naționale, noi granițe, o nouă ordine europeană. Democrațiile păreau că se consolidează peste tot. Dacă după conferința păcii de la Paris în Europa s-a instaurat democrația, s-ar putea spune, pentru că în aproape toate țările unde nu se introdusese încă votul universal, s-a votat instituirea votului universal, egal, direct, secret și obligatoriu. Din acest punct de vedere, se poate spune că Europa a cunoscut o perioadă de democratizare. Sfârșitul războiului a făcut posibilă reunirea majorității românilor în regatul lor. Ținutul estic al Moldovei, numit Basarabia de rușii care au anexat-o în 1812, cel nordic, numit Bucovina de imperialii austrieci care au ocupat-o în 1775, Transilvania și o parte a Banatului, regiuni locuite în majoritate de români, se reunesc în România. Noile granițe așează poporul român în normalitate. Unirea a îndeplinit un vis foarte lung de național român, de unificare a tuturor teritoriilor locuite de român. Populația de acolo este românească nu pentru că s-ar fi infiltrat de undeva, ci că acolo s-a născut. De exemplu, românii din Transilvania n-au venit de nicăieri, nu ca ungurii, nu ca germani și așa mai departe. Ei s-au născut acolo. Minorități existau și în Transilvania, îndeosebi maghiari, sași, șvabi, dar, per total vorbind, conform recensământului 1930, singurul de altfel din toată perioada interbelică făcut după toate normele internaționale, minoritățile naționale reprezentau aproape 30% din totalul populației. E adevărat că ele erau răspândite neuniform.
Unirea a adus cu ea și anumite surprize, care a provocat o mare deziluzie. Nici în cont de faptul că au trecuseră atâtea, uneori sute de ani și uneori 100 și ceva de ani, de când aceste teritorii au fost predate altor puteri, s-au trezit că există acolo populație evreiască de circa o jumătate de milion de evrei. Deci la cel un sfert de milion care exista în România s-a adăugat o jumătate de milion. Așa cum numărul ungurilor în Transilvania era mult mai mare decât cel la care se așteptaseră România, se așteptase România, așa cum numărul ucrainienilor era deja extrem de mare în Bucovina, ai ucrainienilor, rușilor și găgăuților, rașilor foarte mare, și numărul evreilor era relativ mare decât cel din 1812, dar absolut de înțeles. În Basarabia, pentru că v-ați referit în mod special, era o situație mai particulară, în sensul că aici existau minorități foarte diverse, de culturi foarte diverse, de nivel de pregătire foarte diferit. Erau ruși, erau ucrainieni, erau evrei, erau germani, erau turci, erau găgăuzi, apoi erau în nord, în Bucovina, ucrainieni, destul de mulți, care, sigur, aveau anume educație, aveau anume formație, aveau chiar o anume religie sau un anume stil. Și de aici, sigur, că acest mozaic a trebuit să fie, într-un fel, cuplat la ansamblul societății românești. Regatul român e condus din 1916 de regele Ferdinand. Legile care apar după război impun votul universal, elimină discriminările bazate pe avere sau sex și sub presiuni internaționale pe cele bazate pe religie. România e o țară care construiește statul de drept. Democrația se consolidează și sub influența unor politicieni ca Ionel Brătianu și Iuliu Manin. O parte a clasei politice românești a încercat să nu acorde cetățenie și celorlalte minorități. N-a fost vorba numai de evrei, dar evident evreii au creat un foarte puternic lobby în Occidentul Europei și în Statele Unite pentru acordarea, pentru a li se acorda cetățenia, cu care ocazie cetățenia a fost acordată și restului minorităților. Pe acest fond, deci a existenței acestor minorități și a politicii statului român foarte îngăduitoare față de aceste minorități, exista ideea de atragere acestora la statul român, ca să nu se dezvolte o mișcare centrifugală, și nu s-a dezvoltat, asta este adevărat, dar deci, pe acest fond s-au dezvoltat în România din 1920-23 o seamă de organizații, cum ați spus, xenofobe, îndeosebi antisemite, și mă refer aici cu precădere la Liga Apărării Național Creștine, creată de Acecuza în martie 1923. Poate este semnificativ faptul că această organizație s-a constituit chiar în ziua de 7 martie 1923, când Parlamentul a votat modificarea articolului 7 din Constituție, prin care se eliminau discriminările în privința religiei. Până atunci, această discriminare se referea practic la evrei. Ori Acecuza socotea că nu era util pentru statul român ca evreii să capete drepturi cetățenești, deși ei deja aveau aceste drepturi încă din mai 1919. Această organizație n-a avut o pondere foarte importantă, adică, spre exemplu, în alegerile din 1926, ea a obținut cam 4% din totalul voturilor, în 1927 a obținut tot așa cam 3 și ceva, în 28 n-a obținut nimica, în 31-32 a obținut în jur de 4-5%, deci nu au avut o pondere foarte importantă, dar sigur ea exista, și mai ales prin persoana
profesor Gace Cuza, care era profesor la Universitatea din Iași, a fost și decanul Facultății de Drept din Iași, era parlamentar, a fost membru al Academiei Române. România avea o tradiție antisemită destul de puternică. Spre deosebire însă de alte țări în care această tradiție antisemită avea sute de ani, de o istorie veche de sute de ani, părerea mea ca istoric este că în secolul XIX în România, elitele politice și culturale românești sunt cele care au diseminat un antisemitism care încet încet a filtrat către masele populației românești. Deci teoria mea este că dacă într-o țară ca Spania Evului Mediu sau Germania Evului Mediu a existat un antisemitism de masă, Evul Mediu românesc evident cunoaște incidente antisemite destul de limitate, însă generate de un antisemitism clasic propagat de Biserica Ortodoxă, dar nu avem o tradiție antisemită românească clasică de tip medieval, așa cum exista în Germania, să spunem, sau în Polonia, sau în Spania, sau în Rusia. În secolul XIX, acest scal de bătaie al clasei politice și al intelectualității, unei părți a intelectualității românești, este clar foarte puternic utilizat. Și situația dintre cele două războaie mondiale este foarte complexă, pentru că, pe de o parte, datorită Constituției de la 1923, asistăm practic, din punctul de vedere al libertăților individuale, la o epocă de aur a evreimii române, pentru că au exact aceleași drepturi ca și restul populației românești. Pe de altă parte, asistăm la o creștere a antisemitismului românesc, pe fondul unor crize economice generate de partide politice, cum ar fi Liga Apărării Național Creștine a lui Ace Cuza, din care se va rupe în 1927 Legiunea Arhanghelului Mihail. Garda de Fier, mișcarea legionară sau Legiunea Arhanghelului Mihail, s-a constituit în 1927. Participând la alegeri în 1927, deci la câteva luni după înființare, a obținut 0,1%. În 1928 nici măcar nu s-a prezentat. Atunci exista un curent extraordinar de puternic în favoarea Partidului Național Țărănesc, care se spera că instituie o eră nouă în istoria românilor. În 1931, în alegeri, a întrunit sub 2%. Acesta era pragul electoral. În 1932 a obținut mișcarea legionară, care a candidat sub titulatura Gruparea Corneliu Zelea Codreanu, a obținut în jur de 3%, dar a pătruns în Parlament având 5 parlamentari. Trebuiau să se instaureze regimuri autoritare de diferite nuanțe încă din primul deceniu interbelic. Aș menționa Ungaria, unde în 1920 s-a instaurat dictatura lui Horthy. Aș menționa Italia, care, deși făcea parte din tabăra învingătoare, totuși a fost nemulțumită de modul cum a fost tratată la conferința păcii de la Paris și a devenit un stat revizionist. În 1922 puterea fiind preluată de Mussolini. În 1923, în Bulgaria, s-a instaurat regimul Țancov, un regim dictatorial. Apoi, ca să ne referim la vecini, în 1926, Polonia, sub Pilsudski, a cunoscut și ea un regim autoritar. Și apoi, în 1929, în Iugoslavia, regimul autoritar al lui Alexandru al II-lea. Nu mai vorbesc de faptul că în 1917, ca urmare a Revoluției Bolșevice, se instaurase în Rusia dictatura comunistă. Așa încât, practic, din 1929, România era înconjurată, exceptând Cehoslovacia, de
state cu regimuri dictatoriale, autoritare de diferite nuanțe. În aceste vremuri care se complică pe zi ce trece, pe tronul României, după numeroase scandaluri amoroase, după o dezertare în război și după ce renunțase la domnie, e așezat în anul 1930 printr-o lovitură de stat, Carol, fiul lui Ferdinand, regele reîntregirii României și al Mariei de Edinburgh. Restaurația, după părerea mea, a reprezentat victoria unor grupuri politice clar antidemocratice, interesate de uzurparea pas cu pas a Constituției din 1923 și de distrugerea sistemului partidist. Sigur, acest lucru nu a fost foarte evident la 8 iunie 1930, când a fost proclamat Carol al II-lea, deoarece Carol a căutat să mascheze, să păstreze aparențele democrației, dar având dorința tot mai evidentă de a-și impune autoritatea asupra sistemului partidist ca marcă a sistemului democratic românesc. Dictaturile se consolidează. Încă din 1918, la granița estică a României, apare Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste. Statul comunist neagă proprietatea, iar cetățenii sovietici sunt discriminați în raport cu averea. Ura de clasă își impune legea. În 1933, în Germania, i-a adus la putere prin alegeri libere național-socialismul. O nouă ideologie se impune într-un stat european, cea bazată pe rasă. O nouă discriminare de stat, cea rasială. Statele totalitare își exportă ideologiile. Comunismul a putut fi stopat momentan în lume. Antisemitismul însă ia un nou avânt în Europa prin cucerirea puterii în Germania. România ieșea o țară europeană. De antisemitism am auzit încă din copilărie, în general în lume și chiar și în România. N-a făcut excepție. Deci asta știa că acest flagel pe care îl numim antisemitism era răspândit, cred că, mai toate țările din lume. Și totuși în România, între cele două războaie, sigur că era democrație într-o bună măsură și antisemitismul n-a putut activa prea bine, întrucât democrația oarecum apăra pe evrei și chiar în Parlament erau reprezentanți ai minorității evreiești. Se ridică în primul rând o generație de intelectuali, de scriitori străluciți, de artiști, de actori, de pictori, de arhitecți, de ingineri, de medici, deci o minunată generație de intelectuali care își aduce o contribuție extraordinară la dezvoltarea și la spiritualitatea românească și care, într-un fel, deși sunt evrei, totuși se simt români. Între 1927 și 37, viața era quasi normală, adică școli, prieteni. Am trăit între vecini nemți, români și relațiile între părinții mei și vecinii cu nemții și cu români au fost foarte bine. Eram un grup, toată ziua, de exemplu, în vacanță, toți eram pe toloacă, cum se spunea pe acolo, cu mingea de cârpă și se jucau fotbal 5-6 ore, uitam de mâncare, uitam de... dar nu era nicio diferență între noi. Nu se spunea că ăsta este X sau ăsta este Y. Eram toți un grup de copii care ne jucam. Asta era, vă spun, este lucrul care îl rețin și care merită relevat. Eu am învățat la o școală primară unde imensa majoritate erau români. Profesor, nu se pune problema, că în învățământul românesc atunci nu prea aveau acces evrei, din câte știu eu. Și numai asta, era vorba școala primară, regele Carol I, situată pe strada Pojărniciei, tot în cartierul Păcurarelor, dar
era și în apropiere de un cartier select, Bulevard de Cară sau cum să mă care pleacă de la fundație, era straia universității, unde s-a fost situată și grădina Copou. Și erau, sigur, erau copii de oameni bogați, oameni avuți, medici renumiți, ofițeri superiori, printre care și un general. Cu toate acestea vreau să dau o dovadă că, totuși, cum să spun, eu n-am simțit apăsarea asta etică, pentru că am luat premiu în fiecare an, indiferent, cu toate că eram un copil sărac, provenit într-o familie săracă și nu spunea problema, ca să... Era obicei, poate și pe atunci, și acum nici mai vorbesc, dar mai era câte un cadou profesorul ca să îi dea premiu, mă rog, odrasle. Nu spunea problema asta. Și mi-aduc aminte cu foarte multă nostalgie și respect și știință și prețuire pentru primul meu învățător, domnul Gâscă. Așa îl chema. Era un domn foarte impozant, impune, nu, și prin statură, și prin frumusețea lui fizică, iar mai ales prin frumusețea lui interioară. Era o problemă. Învățam ușor. Asta, dar problema era. Mama spunea că trebuie să învăț foarte bine, iar profesorii, profesoara care m-a îndrăgit, mi-a spus să nu învăț așa bine, ca să nu ies în evidență că nu e bine un copil evreu să fie prea bun, să fie prima în clasă. N-am simțit niciun fel de antisemitism sau... eram copil, jucam cu mingea și fotbal și intram în case de vecini care erau și creștini. Aveam colegi și evrei și creștini, eram colegi, nu se făcea... În acelea zile, mai ales la vârsta asta, problema de politică. Era problema de lecții, de ajutat unul pe celălalt. Afară de un punct culminant, la sfârșitul anului 2, când s-au premiat elevii cei mai buni în școală și la noi în clasă, dirigintele a spus foarte simplu unui elev care era evreu, care era cel mai bun elev, nu poți să primești primul întâi, fiindcă ești evreu. Asta a fost punctul culminant și care am ajuns acasă, am plâns și am spus părinților, la acest liceu eu nu mai merg. Atitudinea profesorilor și a administrației școlii era, din acest punct de vedere, imparțială. Adică se avea în vedere notarea cunoștințelor, purtarea, da, exact, și, dar nu originea etnică. Deși, în acea perioadă, în Chișinău, eu țin minte, exista o Liga Apărării, îmi pare așa se chema, Liga Apărării Naționale, Național-Creștine, condusă de profesorul A.C. Cuza, exista o mișcare cuzistă și în ultimii ani de liceu știam că există și o mișcare legionară în Basarabia și în Chișinău. Dar noi la liceu nu simțeam acest lucru. Interesant este că eu nu rețin să fi fost legionari în Herța. Au fost câțiva cuziști, dar care după ce se duceau cu cămăși albastre, parcă îi văd acum, niște cai cu tare și începeau să strige pe acolo ce le spunea un avocat, era un singur avocat cu zis Gidanii la Palestina, după aia veneau și la ceilalți, ce așa ne-a spus Isidor fiind avocatul acela cu zis ce, dar noi nu avem nimic. Țin minte în clasele inferioare când eram, de obicei când fetele aveau lecțiile de religie creștină, noi eram liberi și ne lăsam de obicei timp ca să pregătim lecția următoare. Dar în clasele superioare de acum am început, în orice caz, clasa noastră. Am renunțat la orele astea libere și am început să pregătim și lecțiile de religie creștină. Fiindcă programul era foarte interesant, se studia istoria religiei, etica creștină, filozofia religiei și pe mine interesa. Mă simțeam întru totul
copil român. De Paște mă duceam cu mătușa și cu unchiul la Biserica Elefterie, unde era preotul principal Popescu. Când eram în clasa 3-a și a 4-a de liceu și a 5-a, asta nu atât din cauza elevilor, cât din cauza profesorilor. Era un profesor care îl chema Dan, era un antisemit feroce, era profesor de limba română. Când intra în clasă, prima lui mirase urât, aici nu vreau să spun cuvântul, în casă, se poate tăia putoarea cu cuțitul din cauza lor și arăta în băncile în care eram noi. Chiar și la examene eram dezavantajați, dar fiind un elev destul de bun, în loc de primi 9, primeam 8 sau 7 și reușeam să trec cu bine clasă. Un singur profesor era foarte interesant, era fratele lui Gio Boxa, Alexandru Boxa. Profesorul de muzică, un om cult, care s-a căsătorit cu profesoară de franceză și care, fără nicio jenă, ne-a spus jidan în clasă, dar în același timp era, am cântat în corul bisericii, vă puteți da seama, eu eram artist atunci și mi-a spus cu mare regret, zice, ce să mă fac, dacă n-am român, trebuie să folosesc o jidancă în cor. Și m-a chemat totuși să cânt duminică la biserică. Și când a fost regele Mihai, el era rege pe atunci, mititel, și a venit la Bucșoaia, unde era un, știu eu, cum să-i spun, era un tiner, noi eram străjeri. Și el a venit ca cel mai mare străjer, a venit și la Câmpuluc, eu cântam sus la biserică, când atunci l-am văzut pentru prima dată. Eu știu că am fost patrioți. Dimineața, la școală, stăteam și cântam Trăiască regele în pace și onor. Și la ziua asta, în 10 mai, îmbrăcam cătrințe și îmbrăcămintea națională și asta era o sărbare pentru noi. Știu că comunitățile astea minoritare la noi sunt sărăzeală încât le înțeleam eu atunci destul de bine, pentru că au fost vorbesc la nivelul local. Bine, simpatie, nesimpatie, mai cu unguri, mai cu unul cu alții, asta se întâmplă peste tot. Dar, grosso modo, ca să spun așa, nu au fost probleme prea mari, au fost probleme politice care erau de la guvern la guvern, la local a fost prea puțin. Și erau familii mixte și, din câte știu eu, chiar și acum, nu? Nu sunt prea mari probleme. Probleme sunt totdeauna politice, nu între oamenii. Cam asta a fost, ce știam eu atunci.